Această săptămână din luna mai va fi marcată de numeroase evenimente astrologice semnificative, influențate de noi aspecte planetare. Începutul săptămânii aduce intrarea soarelui în zodia gemeni, stimulând o creștere a fluxurilor de informații și accentuând nevoia de comunicare, călătorii și interacțiuni. În acest context, Abilitatea de a citi printre rânduri și de a înțelege sensul profund al cuvintelor va deveni esențială. Pe 22 și 23 mai, trigonul format între Soare și Pluto oferă un moment propice pentru realizarea scopurilor și obiectivelor ambițioase. Onestitatea, în special cu sine însuși, va fi un aliată de nedejde în depășirea diverselor probleme, iar potențialul energetic ridicat va oferi forță și rezistență fizică. Berbecii, scorpionii și leii vor beneficia de noi oportunități în sfera profesională și de afaceri, având șansa de a-și exprima și descoperi abilitățile și talentele. Luna plină în săgetător, pe 23 mai, aduce cu sine riscul de a pierde multă energie pe activități mărunte și nesemnificative. Pentru a evita acest lucru, este important să vă stabiliți obiectivele din timp și să planificați activitățile, evitând reacțiile spontane și improvizate. De asemenea, este recomandat să aveți grijă de sănătatea voastră, mai ales săgetătorii și racii, care în această perioadă pot fi predispuși la răni, exacerbări ale bolilor cronice și simptome psihosomatice. Conjuncția dintre Venus și Jupiter din 24 mai aduce un moment excelent pentru persoanele implicate în profesii creative, oferind oportunități de îmbunătățire a situației financiare și creșterea veniturilor. Această influență benefică activează și latura romantică a vieții pentru aproape toți reprezentanții zodiacului, însă balanța, săgetătorul și peștii vor fi fără îndoială, favoriții. Aceste zodii vor simți un impuls puternic în relațiile lor sentimentale și vor avea ocazia să strălucească în interacțiunile sociale. Peștii, în mod special, sunt încurajați să-și acorde mai mult atenția aspectului personal și să investească în schimbarea imaginii sau a gardei robei. În contrast, taurii vor avea tendința de a se odihni pe lauri, manifestând de lene și inerția atât în muncă, cât și în relații. Aceasta poate duce la stagnare și oportunități pierdute dacă nu sunt atenți. Racii, pe de altă parte, vor deveni inițiatorii schimbărilor în relațiile cu partenerilor și vor avea posibilitatea de a obține o influență sporită în cadrul echipei de lucru. Este un moment potrivit pentru a-și afirma ideile și pentru a aduce inovații care să contribuie la succesul colectiv. Sextilul armonios dintre Neptun și Venus va aduce îmbunătățiri semnificative în relațiile de cuplu, va actualiza problemele legate de religie și spiritualitate și va aduce în prim plan sferele artei, frumuseții și carității. În acest context, peștii și săgetătorii vor avea ocazia să armonizeze relațiile cu partenerii, copiii, părinții și prietenilor, creând un mediu de susținere și iubire reciprocă. Taurul și balanța vor fi orientați spre dezvoltarea spirituală, explorând de noi căi de îmbunătățire personală și de înțelegere a lumii din jurul lor. Aceasta poate include meditația, studiul filozofiei sau implicarea în activități spirituale care să le aducă pace interioară și claritate. Scorpionii și capricorni, în schimb, vor fi atrași de psihologie și ezoterism, căutând să înțeleagă mai profund misterele minții și ale spiritului. Această perioadă le oferă ocazia să exploreze laturile ascunse ale personalităților și să dezvolte o mai mare conștientizare de sine. Trecerea lui Jupiter în Zodia Gemeni, care va avea loc sâmbătă, va marca începutul unor procese importante în viața gemenilor. Cei care activează în domenii legate de comerț și transport vor beneficia de un potențial deosebit, iar mulți reprezentanții acestei zodi vor dobândi claritate cu privire la scopurile și obiectivele pe termen lung. Este o perioadă favorabilă pentru a stabili direcții clare și a face planuri solide pentru viitor. Influența asupra altor zodi. Săgetătorii vor începe să adopte o abordare mai realistă și pragmatică în rezolvarea problemelor importante, în special în sfera afacerilor. Această schimbare de atitudine le va permite să ia decizii mai bine fundamentate și să obțină rezultate concrete. Fecioarele vor fi nevoite să caute abordări simple și clare în afaceri și relații, deoarece doar o astfel de strategie le va asigura succesul pe termen lung. Simplitatea și claritatea vor fi cheia pentru a naviga eficient prin provocările viitoare. Peștii se vor regăsi din nou în sfera spirituală reducându-și cerințele materiale. În agitația cotidiană, va fi necesar să se ferească de materialism pentru a-și regăsi liniștea interioară și conexiunea spirituală. Balanțele vor avea ocazia să-și arate abilitățile creative și diplomatice, ceea ce le va permite să-și crească veniturile sau statutul social. Este un moment potrivit pentru a-și folosi farmecul și inteligența în avantajul lor. Vărsătorii vor putea realiza mult asumându-și riscuri și experimentând în noi situații. Noile experiențe vor aduce rezultate foarte bune, iar abordarea inovatoare va fi recompensată. Finalul săptămânii Săptămâna se va încheia cu un trigon armonios între Venus și Pluto, care va activa sfera romantică pentru scorpioni, berbeci, balanțe și tauri. Scorpion și berbec aceștia se vor concentra pe pasiune, aducând intensitate și profunzime în relațiile lor, vor simți o conexiune emoțională puternică și vor avea ocazia să-și exploreze sentimentele, balanță și taur, se vor concentra pe comunicări armonioase, căutând echilibrul și înțelegerea în relațiile lor. Este un moment excelent pentru a rezolva conflicte și a întări legăturile afective. Pești și Leu! vor simți o atenție sporită din partea sexului opus, beneficiind de, de complimente și aprecieri. Aceasta le va crește încrederea în sine și le va aduce satisfacții emoționale. Gemeni și vărsător, cei care nu sunt într-o relație pot întâlni pe cineva care se apropie foarte mult de idealul lor de partener. Este un moment de deschidere către noi posibilități romantice. Capricorn și Rac, vor resimți un oarecare disconfort în situațiile încărcate emoțional și vor întâmpina dificultăți în a-și exprima sentimentele. Este important să-și acorde timp pentru reflexie și autoanaliză. Leu și săgetător se vor bucura de atenția și complimentele tuturor, ceea ce le va amplifica starea de bine și încrederea în sine. Vor străluci în orice context social. Fecioarele vor manifesta o inițiativă neobișnuită în comunicarea cu persoanele care le plac, această atitudine proactivă le va duce succes în relațiile personale și profesionale, astfel, săptămâna aceasta se anunță plină de evenimente astrologice importante care vor influența viața fiecărui semn zodiacal într-un mod unic. Planificare atentă Deschiderea către noi experiențe și abordarea proactivă vor permite fiecarei zodi să profite la maximum de influențele astrale benefice. Este un moment propice pentru creștere personală și profesională, dar și pentru îmbunătățirea relațiilor și a stării emoționale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!